La foarte multe mașini, ornamentul ăsta de aici este o problemă. S-a întâmplat și la mine. El este supus la destul de multe presiune, mai ales când deschizi portbagajul, apeși, trebuie să ridici din el. Mai sunt cazuri în care nu se apasă corect și atunci doar se trage și este din plastic și de multe ori se rupe. Să vă arăt exact cum puteți să încercați să reparați. Eu am căutat la dezmembrare acest ornament. Din păcate am găsit să fie în stare mai proastă decât a meu. Să vă arăt cum este pe dedesubt, să înțelegeți mai ușor. Sistemul de prindere este șurupiuliță, având mai multe. După cum vedeți, acesta este un exemplu bun. Iar acesta este un exemplu rău, pur și simplu s-a rupt. Aici este un caz unde am reparat eu cu un lipici de plastic dur, să vă arăt imediat. Aici exact am prins, nu este complet, deci nu cred că o să stea foarte ok. Partea slantă, încă un exemplu bun. Ce am mai observat este faptul că plasticul cumva se mișca și a deteriorat vopseaua în mai multe puncte. Am dat cu o substanță pentru rugină, pentru a evita rugina, și voi vopsi aceste locuri. Normal are acest capitonaj aici din cauciuc, bănuiesc, sau era un fel de cauciuc, dar după cum vedeți la trecerea timpului s-a diminuat eficacitatea lui. Da. În cazul acelui element lipit de mine, am folosit Bostik Hard Plastic Fix. Da? Fix Hard Plastic. Acesta este ambalajul, ce am rămas din el. Mi se pare destul de ok acest produs. Am fost chiar super impresionat. Face un fel de sudură la rece, scrie în undeva pe aici, prin spate. Efectiv distruge legătura moleculară a plasticului pentru o perioadă scurtă de timp, până se evaporă lipiciul sau acea substanță ce-o fi. Vreau să fie în poziția care trebuie lipit totul. Mai pus prin spate, pe aici tot era crăpat. Se poate vedea clar pe unde. Pare destul de rezistent la atingere, nu cred că este ca inițial, dar totuși este mult mai bun decât un superglue sau altă substanță de lipire, zic. Pentru acces trebuie să folosiți una din aceste două portițe de servisare. Se poate vedea șurubul acolo, normal trebuie să aibă o piuliță, dar o să-l leg eu ulterior. Cam așa arată elementul de deasupra. La ce trebuie să fiți atenți este că pe o parte ar fi stat prins și pe o parte trebuie să le faceți dumneavoastră cu șurubenzi sau cu ceva, poate dacă aveți un desfăcător de elemente din plastic la caroserie, câte să apăsați aici, se va desface. Aici trebuie să fiți atent ca să nu se rupă, că faceți mai multe daune mașinii pentru reparații. Ce vine aici, vine ceva în genul așa, așa, aici trebuie să apăsați. Posibil să fie invers la alte mașini, nu știu exact. Trebuie dumneavoastră să aflați în ce poziție este prins. Și cam așa este rezultatul final. Foarte solid, se mișcă și putem să ridicăm. Deci, deci foarte ok. Ce mai trebuie reparat în viitor, aceste urme unde vopseaua s-a dus din cauza acestui element din plastic care se mișcă. În rest, ne vedem la următorul clip.